Deci, examinându-și închis plângerea apărătorului Anatolie Strate, în general stat și Sergon, intereselor Renatul Sat, împotriva ordonanței procurorului din 26 octombrie 2016, privind scoaterea sub urmărire penală și clasarea procesului penal și respectiv împotriva ordonanței procurorului Aspiron din 23 februarie 2017, prin care s-a respins plângerea privind aluarea ordonanței procurorului, privire la scoaterea persoanei sub urmărire penală și clasarea procesului penal, conform articolului 41.313.341.437, Codul de procedură penală, instanța dispune. Se respinge plângerea apărătorului Strate Anatolie, Strate Angela și Un Cergă, în interesul lui Renatu Sate, împotriva ordonanței procurorului din 26 octombrie 2016, privind scoaterea persoanei sub urmărire penală și clasarea procesului penal, și respectiv împotriva ordonanței procurorului superior din 23 februarie 2017, prin care s-a respins plângerea privind declararea nulității ordonanței procurorului privind la scoaterea persoanei sub urmărire penală și clasarea procesului penal ca fiind neîntemeiată. Încheierea poate fi contestată cu recurs în termen 15 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul jucătoriei Chișinău, sediu centru, cu ședință jucător Corce Nicolae. Deci cu asta și să declară închisă.